Bună ziua și bine ați venit astăzi la unul din evenimentele programate cu ocazia zilelor municipiului Roma. Un eveniment care e așteptat de ceva vreme, dar iată că mai bine mai târziu decât niciodată am reușit ca autoritatea publică locală alături de oamenii de cultură din municipiul Roma să aducem un omagiu celui care a fost un filantrop deosebit, un om care a contribuit la dezvoltarea activității culturale în municipiul, în Roman și în zona Roman și nu numai în municipiul Roman. De aceea bustul dezvelit astăzi al lui Vasile Bolnavu este un eveniment deosebit și credem noi că va rămâne și va fi apreciat de urmașii noștri. Bineînțeles că la fiecare eveniment partea de început este simbolică, dezvelirea monumentului, după care o să-i rog pe invitații noștri de astăzi, doamna dr. Ursu, doamna Jora, custodele Muzeului Hoga și domnul dr. Arvătescu, să ne spună câteva cuvinte despre ce a însemnat Vasiliu Bolnavu pentru noi, pentru comunitatea noastră și cred că nu numai pentru noi, ci pentru România, având în vedere că a ocupat funcții importante în statul român, s-a implicat în multe evenimente istorice, așa cum spuneam, de-a lungul timpului. Atunci, să vă rog să veniți aici să mă ajutați și dumneavoastră, în partea dreaptă o să trage. Atunci am să rog pe doamna Jora să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, doamna. Eu am să vorbesc doar despre ceea ce mă interesează și ne interesează pe noi ca romanvodiști. Adică fiecare este cu segmentul lui. Și vorbim despre un boier, filantrop, Vasiliu Bolnavu, cu moșii aici în zona Dulcești. Cred că unul dintre, spun eu, dintre puținii boieri care într-adevăr a făcut acte de caritate deosebite, în sensul că a cumpărat foarte multe clădiri din această zonă, până și pe aici, terenul pe unde stăm noi acum. Bineînțeles, erau diferite locuințe, case, pe care le cumpăra de la diversi boieri, de la avocatul Roiu, a mai rămas o clădire, Muzeul de Artă. Muzeul de Artă este cumpărat tot de acest Vasiliu Bolnavu, a mai rămas deci ceva, dar în rest, bineînțeles că în timp aceste clădiri au dispărut. Dar ce face acest boier, în primul rând un om de mare cultură, cumpără o serie de clădiri, dar una cu totul specială, gândește o universitate populară aici, chiar în fața gimnaziului Roman Vodă, și de la boierul Cazimir cumpără o clădire și ce gândește? Gândește un internat pentru elevii din acea perioadă, din comunele din zona limitrofă, foarte inteligenți de altfel, dar cu posibilități materiale reduse. Și deci 200 de elevi sunt aduși aici în acest internat, susținuți cu burse și cu tot ce le trebuie, bineînțeles, pentru a putea evolua în ceea ce înseamnă învățământ. Din acești elevi, bineînțeles, au ajuns nume grele la nivel național și internațional datorită acestui boier. Mai cumpără de altfel tot pentru gimnaziul Roman Vodă și pentru acest internat un teren de 2 hectare unde acești elevi chiar cultivă legume pentru cantină, pentru internat și pentru tot ce trebuie, plus 20 de hectare în cordon, care sunt folosite tot pentru elevii și pentru gimnaziul Roman Vodă. În această clădire locuiește o perioadă scurtă și scriitorul Carisat Hogaș, în calitatea lui de director. În perioada când era director, s-a construit clădirea care și el locuia în casele lui Vasiliu Bolnavu
și în acest internat, până, bineînțeles, s-a terminat de construit vila care astăzi se numește Vila Casa Hogaș. Dar aș încheia cu un lucru semnificativ, ca să înțelegeți ce înseamnă a fi cu adevărat filantrop și a fi un om dedicat în totalitate culturii și valorilor, pentru că acest om, la un moment dat, a uitat chiar de propria persoană și de propria familie, pentru că dacă în acea perioadă foarte mulți boieri, știm foarte bine, că își mai duceau banii în străinătate, într-o rezervă, pentru că știți foarte, erau războaie, năvăleau tot felul de din străinătate, așa, războaie și altceva. El nu, el absolut totul. Încât în 1944, când i s-a luat totul, surorile lui au rămas, el a murit în 1944, surorile lui au rămas fără niciun ban. Încât când a venit Henri Coandă în țară, invitat de Ceaușescu, de abia atunci Henri Coandă, care și el a fost susținut la un moment dat de acest Vasiliu Bolnavu, îl întreabă pe Nicolae Ceaușescu: știți că a fost un boier filantrop al Vasiliu Bolnavu? Nu. Știți că a făcut ce a făcut și ce așa? Nu. Dar știți că acest mare boier, mare două surori care nu au cu ce trăi și nu au cu, de la o zi la alta? Nu. Și au primit într-adevăr acele două surori o sumă pentru o perioadă doar de 2 ani, că după aia, aceea surorile s-au pierdut. Asta am vrut să pun în evidență valoarea umană ieșită din comun a unui boier care într-adevăr și-a canalizat toată averea și toată munca lui spre ce înseamnă cultură și dezvoltarea unei societăți. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Zora. O să luăm doamna Rusu să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună ziua! Vreau să vă spun că vin cu mesajul domnului general Ion Maftei din București, având ceva probleme de sănătate, și vă voi citi câteva cuvinte din acest mesaj. Doamnelor și domnilor, mulțumesc domnului primar al municipiului Roman, domnul Leonarda Chiriloae, și societății culturale Clepsidra, fără de care nu s-ar fi întâmplat acest eveniment, și care, prin activitatea depusă, contribuie la ridicarea vieții spirituale în urbea Romanului. Constantin Nevasiliu Bolnavu a făcut mai multe acte filantropice decât se scrie pe soclu, dintre care amintim 2 biserici, 10 școli sătești, donații pentru armată, pentru profesori, și dintre care multe nu sunt cunoscute, întrucât a fost un om smerit. Nu a știut să se laude, nu a știut să-și folosească propriile averi pentru scop personal. La festivitatea de inaugurare a Fundației Universitare Constantin Vasiliu Bolnavu, în anul 1924, Patriarhul României, în cuvântul său, menționa: omul este mare nu prin al său nume, naștere, avere, ci prin fapte bune. De atunci, Constantin Vasiliu Bolnavu a făcut mai multe acte de binefacere, amintind acest internat despre care a vorbit și doamna Jora, din Roman, prin care erau întreținuți anual 200 de elevi ai liceului Roman Vodă. A făcut acte de filantropice de-a lungul întregii sale vieți. În anul 1914, regele Carol I l-a decorat cu Steaua României în grad de comandor, însă nu se cunosc actele filantropice făcute pentru neam și țară anterior acestui an. În anul 1923, marele istoric Nicolae Iorga menționa: Constantin Nevasiliu Bolnavu este un exemplu de urmat. Într-adevăr, este un exemplu de urmat, marele filantrop pentru noi. În final, cu asentimentul dumneavoastră, îi mulțumim domnului general Ion Maftei, îl felicităm pentru studiile aprofundate și pasiunea pentru istoria noastră și dorim multă sănătate. Oameni ca el și ca cei numiți, viața urbei este mai sănătoasă și mai frumoasă. Mulțumesc! Domnul doctor, vă rog.
S-au spus multe lucruri despre acest mare filantrop și aș îndrăzni să spun mare patriot al României, care este Constantin Vasiliu Bolnavu. Haideți să sistematizăm un pic. Este născut în 1867, undeva în județul Prahova, în zona Bălinii de Munte. Este om, spre deosebire de mulți alții care au tone de bani și puțină școală. El are două facultăți făcute, economicul și agricultura. A fost unul din cei mai importanți oameni de afaceri din România pre- și interbelică. A fost petrolist, având sonde și rafinării în zona Ploiești. A fost unul din marii filantropi și patrioți ai României. Cu ce aș putea să încep? Cu marea operă a lui, ceea ce el a ținut cel mai mult, Fundația Universitară Constantin Vasiliu. Bolnavu este o poreclă dată după un bunic de-al lui, care era și el mare filantrop, și de a avea această poreclă i-a fost dat de însuși Iorga. În 1922 cumpără un imobil în Piața Amzei, pe care îl transformă într-un cămin de pentru studenții săraci și cu nevoi materiale din acea perioadă. Acolo au studiat mari personalități și au locuit și au putut să-și termine facultatea mari personalități. Gogu Constantinescu, Emil Cioran, dacă vreți. În 1923 este adoptată prin lege această fundație Constantin Vasiliu. Și ca să vedeți ce valoare și ce sume erau, fundația a fost construită cu un fond de 12 milioane lei la nivelul anului 1923, ceea ce era mai mult decât dădea statul român pentru întreținerea tuturor studenților din România în acel an. Deci vă dați seama că nu erau sume, cum să spun eu, de teatru care să-i aducă lui ceva merite. El niciodată nu a folosit marele ascendent pe care l-a avut fiind un filantrop, fiind un om bogat, pentru a face politică. Dacă, și chiar mă gândeam citindu-i viața, cât de interesant ar fi fost dacă Vasiliu Bolnavu ar fi condus Ministerul Culturii în acei ani. Fundația aceasta universitară pe care a condus-o și Iorga în calitate de rector al institutului, al Universității din București, a avut donații diferite, cum a făcut și la Roman, și vă spunea doamna, e vorba de terenuri care în jurul Bucureștiului au fost date pentru întreținerea fundației. În 1928, tot prin fundație, se cumpără Valea Dorului la Sinaia, unde se instituie sau se dorește să se instituie un sat cultural. Se dau terenuri principalilor oameni de cultură ai României în acele vremi, inclusiv Visarion Puiu, despre care Romanul știe foarte bine, a avut teren în Valea Dorului la Sinaia. A donat bani armatei. Încă înainte de 1914, în 1913 donează serviciului naval o sumă importantă. Se vorbea de coandă. Coandă a putut să studieze în Franța și în urma acestor studii să inventeze sistemul de propulsie cu reacția la fioanelor, pentru că în 1909, pe cheltuiala acestui mare filantrop, a fost trimis la studii la Școala Politehnică din Paris, unde a trăit 3 ani de zile pe banii lui Constantin Vasiliu Bolnavu. Romanului, ați văzut cât bine i-a făcut. Dar pe lângă Roman, sunt 4 județe în țară care au beneficiat de donațiile lui Vasiliu Bolnavu. Prahova, Dâmbovița, Galați și județul Roman. Nu spun neamț, pentru că atunci era județul Roman. Și poate n-ar fi rău să amintim de faptul că a cumpărat conacul de la Dulcești, conac al unei mari doamne a României secolului al XIX-lea, care poate ar trebui mult mai mult
cum să spun eu, scoasă și prezentată, și anume Elena Sturza Hurmuzachi. Eliza Hurmuzachi. Acolo a făcut școală la Corhana, a făcut biserică. Deci Moșia Dulce a făcut moară în 1927-30, construiește moara de la Dulcești, care funcționează și astăzi. Este foarte interesant, cu aceeași aparatură adusă în 1930 din Elveția. În fine, aș putea vorbi foarte mult despre viața acestui om, care s-a stins în 1944, într-un an greu pentru țara aceasta, și care un alt beneficiar al ajutorului lui, și anume Zaharia Stancu, scria despre el cuvinte foarte frumoase la moartea lui. Spuneam că omul acesta este un mare filantrop, dar să știți că și-a iubit această țară într-un mod cu totul deosebit. Și e foarte bine pentru noi că încercăm să scoatem în romanul nostru la iveală aceste personalități uitate. Dacă noi nu o să le aducem în fața dumneavoastră, dacă noi nu o să le cinstim, probabil că ele vor fi uitate, iar viitorul nostru ca romașcani va fi mult, mult mai urât. Așa că mă bucur că am făcut al doilea pas. Fundația Clepsidra este cea care a demarat acest proiect și eu sper ca această rotondă să fie înconjurată de statuile romașcanilor celebri, pentru că numai așa noi nu vom uita ce au făcut ei pentru urbea noastră. Vă mulțumesc! Aș vrea doar atât să închei, pentru că, într-adevăr, dacă astăzi suntem toți aici adunați și aducem un omagiu meritat unui mare filantrop, se datorează în primul rând, și a spus și doamna doctor, trebuie încă o dată să-i mulțumim domnului general Ion Maftei, pentru că acest om a cercetat cu foarte multă migală, a mers prin arhive, zile, nopți, s-a zbătut, pentru că acest om, el a venit spre noi, nu noi ne-am dus spre el. Deci încă o dată, dacă noi astăzi suntem cu toții aici, datorăm în totalitate domnul general Ion Maftei, care a fost o perioadă elevul Colegiului Național Roman Vodă, cu care ținem legătura tot timpul și sperăm ca la toamnă, la zilele Liceului Roman Vodă, la 150 de ani, să ne vedem cu toții. Îi doresc multă sănătate și mulțumesc încă o dată din toată inima pentru faptul că a venit spre noi și va veni în continuare cu mari valori. Mulțumim! Mulțumesc și eu pentru cuvintele frumoase, mulțumesc Fundației Clepsidra și domnului doctor în special pentru implicare, doamnei doctor Ursu. Așa cum poate voia să anticipeze domnul doctor, noi am discutat și ne gândim să facem un eveniment la care să fie prezent și domnul general, în care să dezbatem mai în amănunt o astfel de personalitate care merită atenție din partea noastră, din partea romașcanilor de astăzi și să o punem în valoare pentru romașcanii de mâine. Vă mulțumesc și vă urez tuturor zile frumoase. La mulți ani!